Bine v-am regăsit, o zi magică, o zi cu eclipsă. Eclipsele sunt transformatoare, sunt eliberatoare, nu sunt ușoare. Sunt frumoase, dar nu sunt ușoare. Avem eclipsă de lună, avem o eclipsă în balanță. Balanța, semnul relațiilor, eclipsele de lună sunt despre relații. Deci și despre relații. Astăzi relațiile sunt testate. Ideal ar fi să stăm în casă și să nu ne întâlnim cu nimeni, e ideal, dar clar că într-o lume civilizată nu ne mai putem ascunde în peșteră, să stăm departe de ochii lumii, departe de ochii vecinilor, foștilor, prietenilor sau rivalilor, nu putem să stăm departe, pentru că trebuie să ieșim din casă, e un trebuie al existenței pentru unii dintre noi, poate unii sunt mai norocoși și pot lucra de acasă. Eu lunii am decis astăzi, în această zi de luni, 25 martie, să lucrez de acasă. Lunea de obicei lucrez de acasă și s-a nimerit să fie și eclipsă și asta este minunat, pentru că într-o zi de eclipsă e bine să ne retragem, să stăm noi cu noi, să ne concentrăm pe emoțiile noastre, pe sufletul nostru, pe stările noastre. Pentru că este o zi cu multe schimbări și e mai bine să te prindă pe un teritoriu în care te simți bine, la tine acasă, să te prindă pe domiciliu și să nu te prindă cine știe pe unde aceste raze ale schimbărilor. Despre eclipsă am vorbit mai multe în clipul dedicat acestui eveniment, dar voiam să încep și acest clip cu informații despre eclipsă, informații importante, pentru că într-adevăr toată lumea o să resimtă această eclipsă, care fiecăruia o să-i aducă câte ceva, dar la final, când tragem linie, tuturor o să ne aducă transformare. Vă extrag și un card astăzi la această eclipsă de lună în balanță. Mesajul este următorul. Cere ceea ce îți dorești. Oho, da, e bine să știi ce îți dorești ca să ceri apoi. Găsește-ți curajul de a cere ceea ce îți dorești. Ceilalți au dreptul de a-ți răspunde afirmativ sau negativ, dar tu ai întotdeauna dreptul de a cere. În mod similar, fiecare om are dreptul de a-ți cere ceea ce își dorește, iar tu ai dreptul de a-i răspunde afirmativ sau negativ. Deci cere ceea ce îți dorești, nu face presupuneri inutile. Dacă vrei ceva, cere și ți se va da, probabil, la momentul potrivit, permis și potrivit, nu o să ți se dea chiar când vrei tu, ți se dă când ai nevoie, cu adevărat. Like, share, subscribe, abonează-te dacă vrei să fii la zi cu toate informațiile pe care le ofer. Să știți că pregătesc un super ghid, un ghid pentru protecție spirituală, fix așa am decis să-l numesc. Anul trecut a fost anul în care am lansat primele ghiduri și anul acesta primul ghid din 2024. Este un ghid la care muncesc de ceva ani și în care eu am adunat toată cunoașterea pe care o am, toate cursurile la care am mers în ultimii 10 ani din 2014, de când eu sunt pe drumul ăsta spiritual și drumul în care am învățat, mi-am luat tot felul de inițieri, în care m-am dezvoltat ca și astrolog, consider că aici este domeniul meu de expertiză și lucrând cu oamenii, așa, cu mulți oameni, așa cum știți, mulți ați lucrat cu mine, lucrând cu oamenii, am observat eu că cel mai important este să ne protejăm energia. Să ne protejăm energia, să ne protejăm casa, să ne protejăm mintea, să ne protejăm sufletul. Mulți am văzut că mai spun, vai dragă, dar nimeni nu are nimic cu tine, că nu există, că domne, îți fură cineva energia, că te deoache, că te la-la-la, că te nu știu cum, că nu există astea. Cine nu crede că nu există, foarte bine, nu există, nu te obligă nimeni să crezi, dar cei care credeți că există, să ți se fure energia, să intri într-o energie negativă, să te deochi câteodată, să, nu știu, aduci acasă o energie proastă, să te blochezi în anumite situații, că te simți obosit, că te simți nervos, că te întâlnești cu cineva și te simți apoi slăit de puteri. Aici are legătură cu energia și cu faptul că există posibilitatea ca cineva să fie intrat prea mult în câmpul vostru energetic și bineînțeles că am studiat și am găsit niște ritualuri importante să înțelegeți cum să vă protejați energia, trup, minte, suflet, cum să vă curățați casa, cum să lucrați, să învățați să spuneți nu, când e cazul să spui nu, granițele, da? Să ne punem granițe, limite. Am lucrat la acest workshop mult,
Sunt foarte multe informații, pregătesc și o meditație pentru curățare energetică și spirituală. Va fi un workshop super intens. O să dau toate detaliile, o să fie și pe site, pentru că puteți să îl precomandați, să participați la acest workshop. Dar mai așteptăm puțin, avem suficient timp. M-am decis să fie în luna aprilie, spre final de aprilie, dar o să las toate detaliile. Oricum, cine simte să participe, va participa. Nu trebuie neapărat să te scrii mâine, că nici nu este încă pe site, dar o să fie în următoarea săptămână. Pur și simplu vreau să vă las toate detaliile pe Facebook, pe Instagram și cel mai mult pe site, în care să știți ce cuprinde acest workshop, pe cine ajută, dacă te încadrezi între cei care au nevoie să se protejeze sau să învețe să se protejeze sau care vor să afle despre limite, despre granițe, despre ritualuri de curățare, purificare, blesteme, farmece, pentru că da, inițial nu am vrut să intru pe acest sector pentru că foarte mulți sunt sceptici, doamne, nu există blesteme, nu există nu știu ce făcături și alte lucrări. Din păcate există, iar noi avem responsabilitatea să ne protejăm de acestea. Acum nu zic că îți face ție nu știu care, nu știu ce farmece, nu la asta mă refer, dar e posibil să fie un blestem pe neamul tău, e posibil să fie o energie în care, cine știe, ceva transgenerațional s-a întâmplat acum 3 generații sau bunicii tăi s-au certat, s-au blestemat, s-au făcut acolo ce au făcut și sunt acele energii care te blochează pe tine în anumite aspecte ale vieții tale pentru că ele au fost date așa ca și cadou de la generație la generație. Poate că cineva a blestemat, poate a proiectat, a pus un cuvânt urât, poate a făcut vreun ritual din ăsta care nu a fost poate cel mai pozitiv. Nici nu vreau să credeți că se duce cineva în nu știu unde, se duce în pădure și taie o găină și îți face ție farmece. Nu credeți în asta, că nu orice aiurit are putere să facă nu știu ce. Dar, din păcate, fără să ne dăm seama, uneori se întâmplă ca ceilalți să ne strice aura, să ne, de fapt să ne spargă aura, nu știu cum sună asta, dar să ne strice vibe-ul, să ne scadă vibrația prin anumite prostii pe care le fac, prin anumite gânduri negative pe care le au către noi, prin anumite programe pe care le trimit către noi. Lucrurile astea există. Eu nu cred în alea că se duce nu știu care la vrăjitoare și vrăjitoarea are puterea să-ți facă ea viața nu știu ce fel. Eu nu cred astea atât de mult. Dar faptul că există energii negative direcționate uneori către noi cu voie sau fără voie, asta o cred. Pentru că asta, da, se întâmplă și nu trebuie să ai vreo baghetă de vrăjitoare rea ca să poți să faci și rele, ci pur și simplu uneori să ai putere pe care să nu știi cum să o folosești. Și oamenii fac rău pentru că suferă, nu pentru că sunt răi. Oamenii nu sunt răi în esență, ci doar suferă și dacă Gigică suferă, vrea să sufere și Vasilică. De ce să sufere decât el? Da? Și atunci trimite o energie negativă, iar noi avem această putere de mici co-creatori care suntem pe pământ și uneori mai intervenim peste liberul arbitru al altora și aruncăm energiile astea, din păcate, negative. Și rolul meu este acela, prin acest ghid, să te învăț să scureți energia, să scureți casa, să scureți mintea, să scureți gândurile, să ai o baghetă magică. Da, pur și simplu să ai o baghetă magică în viața ta și acest ghid este precum o baghetă magică care te ajută să-ți protejezi energia și nu uita că este responsabilitatea ta să te protejezi, nu o să vină nimeni să te protejeze, tu ai responsabilitatea de a te proteja. Iar eu prin acest ghid îți pun la dispoziție 10 ani de căutări, cercetări, cursuri pe care le-am făcut cu persoane de la care eu am învățat, cărți pe care le-am citit. Să știți că numărasem, da, mai am de pus niște cărți la calcul și erau peste 30 de cărți din care eu am scris pentru acest workshop. Adică nu vă imaginați că am stat eu aici pe acest scaun și m-am gândit eu, stai așa să mai scot eu ceva din cutia Pandorei, din cutia magică. Nu știu ce a de jos de acolo, dacă se vede uneori, se mai vede pe la canal de o cutie magică jos acolo la mine. Nu de acolo am scos informațiile, ci am scos din cursuri pe care le-am făcut cu oameni care la un moment dat poate mi-au fost profesori, mentori,
cărți pe care le-am citit, experiențe la cabinet pe care le-am auzit și oameni care la rândul lor aveau cunoaștere și mi-au dat și mie din cunoașterea lor. Și am gândit așa pentru fiecare zodie câte o variantă de creșterea vibrației, de a învăța să spună nu, de a se proteja. Bineînțeles, cursul ăsta, workshop-ul ăsta este pentru toată lumea, o să fie și un PDF cu întrebări, cu ideile principale, cu informații, cu ritualuri. Veți primi PDF, veți primi registrările de la Zoom, pentru că vom fi împreună, vă voi povesti și voi transmite informațiile live pe Zoom. Cine nu va fi la Zoom va primi pe, mă rog, e-mail înregistrarea și mai multe detalii, cât ține, cum ține și așa mai departe, o să urmeze în zilele următoare. Da, am lăsat mai mult să vă povestesc despre acest ghid, pentru că este unul foarte important și, bineînțeles, dacă vei simți, te aștept să îl achiziționezi. Iar dacă vei simți să-ți faci astrograma personalizată alături de mine, cu drag te aștept să intri, să lucrăm împreună, să te ghidezi spre stelele tale norocoase și fabuloase și magice. Începem cu berbecul pentru 25 martie 2024. Aveți un pic grijă în relații, deoarece aici pot fi tot felul de schimbări. Lucrurile ar putea să evolueze într-o direcție la care nu vă așteptați. Poate chiar să fie așa ca o mică explozie, multă energie, multă pasiune, transformări, schimbări. Neașteptatul poate să bată la ușă sau necunoscutul să vă deschidă o cale nouă. Taur. Taurii au nevoie astăzi de mai mult calm, mai mult control, în special pe sectorul profesional. Aveți un pic grijă să nu stricați anumite lucruri din nerăbdare. Calmul o să vă ajute foarte mult. Iar dacă sunt situații care vor să plece din viața voastră, lucruri care vor să plece, oameni care vor să plece, se întâmplă să plece, lăsați-le să plece. Înseamnă că nu vă mai sunt potrivite. Gemeni. Este indicat astăzi să aveți mai multă răbdare cu sufletul vostru și dacă acesta poate e un pic nehotărât sau nu știe ce vrea sau vă tot gândiți și vă răzgândiți, este în regulă, nu e o problemă să nu știm uneori ce vrem. Lăsați să vedeți și ce vă aduce viața și apoi decideți voi, nu fiți cei care căutați să cereți ceva vieții, lăsați-o pe ea să vă aducă ce crede că e mai bine la acest moment. Rac. Nevoia de echilibru, spune astăzi cuvântul, este o zi în care simțiți așa că vi se apasă pe foarte multe butoane, în special pe zona de carieră, dar și zona familiei. Nu este ușor, pentru că cei de acasă vor ceva, adică membrii familiei sau în căminul vostru sunt necesare anumite lucruri, iar din punct de vedere profesional și acolo aveți senzația că se putea mai bine, dar nu s-a făcut, nu s-a împlinit. Sunt o felul de stări care vă apasă butoanele, cum spuneam. Deci o zi în care trebuie să vă păstrați echilibru și nervii tari. Leu. Leii au posibilitatea să învețe niște lucruri. Poate chiar astăzi vă înscrieți la un examen, vă înscrieți la un curs, vă înscrieți să faceți mișcare, vă propuneți să vă schimbați un pic atitudinea, energia, filozofia asupra vieții, chiar se poate să vă schimbați mindset-ul, gândirea și sunt schimbări ale planurilor. Cumva planurile voastre sunt răscolite și de ce nu în timp îmbunătățite. Fecioară. Fecioara poate să primească niște oportunități din punct de vedere profesional, iar aceste oportunități legate de zona profesională, cumva ele vin și ca o recoltă în urma eforturilor voastre, dar vin și cumva să vă învețe anumite lucruri, adică primesc o recompensă, iar această recompensă vine cu o lecție puternică, bine din punct de vedere financiar, oricum pe termen lung. Balanță. Vă recomand să stați în casă, dacă se poate, glumesc acum, nu o să stați chiar în casă, că poate aveți și voi treabă pe afară și e bine să luați aer curat,
Dar dacă se poate să evitați oamenii conflictuali, oamenii care caută ceartă, oamenii care vor cumva să vă provoace, evitați provocările, evitați nervii, evitați furia, evitați conflictele, dezbaterile, negocierile astăzi, deciziile importante, să plecați la drum, ar fi mai benefic să stați un pic pe loc, să vă faceți o introspecție, să vă verificați emoțiile și să vă concentrați pe voi astăzi. Și mare atenție în relații, mare, mare atenție. Scorpion. Nativii Scorpion trec astăzi printr-o transformare deosebită. Practic, vă ies în față niște secrete, niște adevăruri, vi se fac anumite dezvăluiri. Nu este ușor, poate chiar să fie cu un impact emoțional foarte mare. Dar nu uitați că totul se întâmplă cu un scop și dacă lucrurile tind să se ducă într-o anume direcție, înseamnă că acea direcție e mai bună pentru voi. Săgetător. Săgetătorii au întâlniri cu prietenii, întâlniri predestinate sau reîntâlniri karmice cu anumite persoane din trecut, din alte vieți, din viața asta. Atenție pe cine întâlniți astăzi și atenție cum puneți problema în relațiile voastre astăzi, pentru că se decid niște lucruri, se aruncă niște zaruri importante legate de zona socială, zona iubirii, relații de toate felurile, asocieri, parteneriate, alianțe. Capricorn. Este o zi destul de intensă, este important să aveți un pic răbdare pe zona profesională, pentru că aici se decid anumite direcții. Poate să se schimbe soarta voastră, poate să se schimbe viața voastră, se pot schimba obiectivele, se pot schimba colaboratorii, se pot schimba proiectele. În această zi sunt lucruri importante care se decid pentru viitorul vostru profesional. Nu neapărat că voi puteți să faceți ceva, puteți să reacționați la ce se întâmplă, clar, dar cumva se recoltează ce ați făcut în ultimii ani. Vărsător. Nativii Vărsător au o zi intensă, poate să fie o discuție cu o persoană de la depărtare sau decizii pe care le luați pentru străinătate, relocare, călătorii, cursuri sau proiecte cu oameni plecați sau voi veți urma, aveți de plecat, urmează să plecați pentru un proiect ce are legătură cu străinătatea. Oricum vi se schimbă foarte mult modul în care priviți viața și modul în care reacționați în anumite sectoare ale vieții voastre. E un fel de maturizare, să-i spunem. Pești. Peștii au nevoie să se vindece. Astăzi vă dați seama că da, aveți nevoie de vindecare și că vindecarea este pentru voi și aveți nevoie de ea și că nu e ceva rău să vrei să te vindeci, nu e ceva rău să vrei să faci îmbunătățiri în viața ta, nu e ceva rău să discuți despre traumele pe care le ai, despre stările melancolice pe care le ai. Practic nu vă veți mai minți, nu vă mințiți. Vă recunoașteți adevărul, vă recunoașteți nevoile sufletești și vă recunoașteți atât plusurile cât și minusurile. Foarte important lucrul acesta de a fi sincer cu voi. Astăzi pot fi și ceva discuții legate de zona profesională sau de bani pe care aveți la comun, partaje, negocieri în privința unor bani la comun sau discuții despre moșteniri. Fiți sincer cu voi. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!